Doamnelor și domnilor, bine ați venit! Urmează declarațiile de presă ale Ministrului Afacerilor Externe, Excelența sa, doamna Luminița Odobescu, și Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Excelența sa, domnul Mihai Popșoi. Excelența voastră, doamnă ministră, aveți cuvântul. Bună dimineața! Doresc să-i mulțumesc foarte mult colegului meu, domnul ministru Mihai Popșoi, pentru prima sa vizită oficială la București, în noua sa calitate de ministru al afacerilor externe. Domnule ministru, bine ați venit la București și bine ați venit la Ministerul de Externe. Vizita sa reprezintă atât o reconfirmare a relațiilor speciale între București și Chișinău, cât și o ocazie pentru consolidarea dialogului bilateral foarte dinamic. L-am asigurat pe domnul ministru de întregul nostru sprijin în îndeplinirea măsurilor pe care și le-a asumat pentru un mandat de succes. Sunt convinsă că domnul ministru va acționa în continuare hotărât, inclusiv în această nouă calitate, pentru consolidarea rezilienței și securității Republicii Moldova, pentru continuarea eforturilor de integrare europeană și pentru reconfirmarea Republicii Moldova ca partener de încredere la nivel european și internațional. În discuțiile de astăzi cu domnul ministru am subliniat din nou că Republica Moldova se bucură de sprijinul puternic, durabil și multidimensional al Bucureștiului. Suntem angajați de plin pentru consolidarea parteneriatului strategic bilateral, pentru obținerea de progrese în direcția integrării europene a Republicii Moldova și pentru susținerea Chișinăului în avansarea proceselor de reformă. L-am reasigurat pe domnul ministru de continuarea angajamentelor asumate în beneficiul direct al cetățenilor și a eforturilor substanțiale de durată pentru ca Republica Moldova să rămână o prioritate pe agenda Uniunii Europene. Am reiterat importanța securizării viitorului european al Republicii Moldova prin acțiunea noastră comună și consolidarea, coordonarea eforturilor Bucureștiului și Chișinăului, astfel încât procesul de aderare să fie sustenabil și durabil. România va continua să sprijine Chișinăul ferm în tot acest proces. Nu mă refer aici doar la sprijinul nemijlocit și permanent la nivel politic pentru promovarea și susținerea la nivel european a procesului de integrare în Uniunea Europeană a Republicii Moldova. Avem în vedere și sprijinul tehnic între autoritățile competente din diverse domenii, în funcție de necesități. Am discutat în detaliu aceste aspecte cu domnul ministru. Am transmis și un mesaj ferm de încurajare. Eforturile de reformă ale Republicii Moldova sunt vizibile și apreciate. Autoritățile de la Chișinău au dovedit curaj și voință politică pentru abordarea directă a reformelor în unele domenii esențiale integrării în Uniunea Europeană. Pe agenda convorbirilor de astăzi s-a aflat și problematica de securitate. Din păcate, Rusia continuă războiul de agresiune împotriva Ucrainei și acțiunile de destabilizare regională. Victoria Ucrainei este indispensabilă pentru securitatea și stabilitatea regiunii Mării Negre. Susținerea comunității internaționale nu vine doar în sprijinul Ucrainei, ci apără principiile și normele ordinei internaționale bazate pe reguli, pe scurt, ordinea internațională, întreaga ordine internațională. Am discutat cu omologul meu și despre efectele negative, semnificative, pe care războiul Rusiei împotriva Ucrainei le are asupra Republicii Moldova. În același timp am amintit și aspectele importante care au adus mai aproape România, Republica Moldova și Ucraina în această perioadă, cum ar fi întărirea conectivității regionale și căutarea creșterii legăturilor comerciale. Republica Moldova este în prima linie a războiului hibrid orchestrat de la Kremlin. Ultimii doi ani au fost extrem de dificili pentru administrația de la Chișinău, confruntată cu un val nemai întâlnit de acțiuni de destabilizare și provocări.
vedem încercări de manipulare și diverse acțiuni vizibil orchestrate din exterior. Din nefericire pentru cei care finanțează astfel de planuri și din fericire pentru Republica Moldova, Republica Moldova Chișinăul a rezistat și va rezista. Își consolidează capacitățile instituționale, este în plin proces de reforme și mai ales este ferm ancorată în parcursul său european. Legăturile Chișinăului cu Bruxelles sunt tot mai strânse, iar România este acolo să sprijine consolidarea permanentă a acestora. Facem tot posibilul, alături de partenerii noștri, ca cetățenii Republicii Moldova să aibă șansa prosperității, a libertății, a demnității, într-un mediu stabil și cât mai predictibil. În acest an, la alegerile prezidențiale și la referendumul pentru integrare europeană, precum și anul viitor la alegerile parlamentare, cetățenii Republicii Moldova vor avea ocazia să se facă auziți. Contăm pe opțiunea lor pentru ancorarea definitivă în spațiul european de valori și pentru reconfirmarea apartenenței la marea familie a democrațiilor europene. Avem împreună o agendă deosebit de intensă și extinsă pentru perioada următoare. Am discutat astăzi cu domnul ministru despre toate domeniile în care avem proiecte comune de impact, în special în ceea ce privește interconectarea energetică și consolidarea securității energetice, dezvoltarea infrastructurii de transport. Interconectarea Republicii Moldova cu Uniunea Europeană prin România, mai ales în domeniul energiei electrice și al transporturilor, reprezintă un pas important în integrarea europeană a Republicii Moldova. Dacă în ceea ce privește interconectarea sistemelor de gaze naturale, gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău s-a dovedit un succes absolut care a contribuit fundamental la securitatea energetică a Republicii Moldova, în domeniul energiei electrice trebuie să accelerăm realizarea liniilor de interconectare Isaccea-Vulcănești-Chișinău, respectiv Suceava-Bălți. Avem de asemenea numeroase proiecte pentru consolidarea interconectării în domeniul transporturilor, în domeniul rutier și feroviar. Ne dorim să construim și să modernizăm poduri pentru râul Prut. Sunt mai multe proiecte în derulare în acest sens. Am discutat de asemenea cu domnul ministru despre platforma de sprijin pentru Republica Moldova. Ne bucură foarte mult succesul acestui proiect demarat în anul 2022 de România împreună cu Germania și Franța. Platforma a reușit să mobilizeze sprijin internațional esențial pentru Republica Moldova într-un moment de criză. Este vorba atât de sprijin financiar, cât și de expertiză prin lucrările celor 6 grupuri de lucru. Am avut oportunitatea să discutăm astăzi, aplicat modul în care platforma poate fi racordată mai bine la noul statut al Republicii Moldova la nivel european, în contextul începerii negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Considerăm că platforma continuă să fie un instrument extrem de valoros pentru Republica Moldova în construirea viitorului european al acesteia. Ne dorim să găsim formula optimă pentru consolidarea acestui format de cooperare împreună cu Republica Moldova și cu partenerii noștri europeni. Am discutat de asemenea și despre organizarea unei viitoare reuniuni trilaterale România-Republica Moldova-Ucraina, atât de necesară în contextul actual de securitate. Îl asigur încă o dată pe domnul ministru Popșoi de întregul sprijin al României, al Guvernului, al Ministerului de Externe și al meu personal. Domnule ministru, vă aflați la începutul unui mandat care nu este deloc ușor, așteptările sunt mari, iar agenda de lucru este, așa cum am arătat mai devreme, foarte încărcată. Am însă încredere în experiența, expertiza și energia dumneavoastră. Vom face tot ce depinde de noi pentru a vă ajuta, pentru a vă sprijini să vă atingeți obiectivele pe care vi le-ați propus. Subliniez din nou că Republica Moldova nu va fi niciodată singură, inclusiv la nivel european și internațional. Vă mulțumesc încă o dată pentru vizita la București și aveți cuvântul. Vă mulțumesc!
Stimată doamnă ministru Dobescu, sunt onorat să mă aflu astăzi la București, în prima vizită pe care o realizez în calitate de viceprim-ministru, ministru al afacerilor externe al Republicii Moldova. Doresc să vă mulțumesc pentru această oportunitate, pentru primirea cordială, deschiderea și reconfirmarea susținerii solide pe care o avem continuu din partea României. Am avut astăzi discuții substanțiale care vizează dialogul nostru strategic, bilateral. Am parcurs punctual subiectele deosebit de numeroase de pe agenda bilaterală. Am apreciat cooperarea excelentă, susținerea reciprocă de care beneficiem în cadrul organizațiilor regionale și internaționale. Menținem cu România o comunicare strânsă, intensă, într-un context geopolitic dificil, provocat de războiul injust al Federației Ruse pe teritoriul Ucrainei. Război care ne afectează direct ambele state, dar și întreaga regiune. Ultimii 2 ani au fost pentru Republica Moldova o mare provocare, dar și o oportunitate de a se transforma pozitiv pe calea integrării europene. În acest proces am beneficiat de asistența masivă din partea României în dezvoltarea, modernizarea și reziliența statului nostru. Apreciem sprijinul solid, permanent, al diplomației române, al Guvernului, al Parlamentului, al președinției, inclusiv europarlamentarilor, care ne-au ajutat să obținem această decizie importantă a Consiliului European din 14 decembrie, pentru care țin să vă mulțumesc în mod deosebit. Acum, în acest context, am fost asigurat încă o dată că România va continua să ne acorde sprijin prioritar, cuprinzător și solid în proiectele care vizează consolidarea securității energetice, dezvoltarea infrastructurii, avansarea pe parcursul de integrare europeană, precum și dezvoltarea capacităților instituționale pentru implementarea eficientă a reformelor în Republica Moldova. Vom menține cât mai active contactele noastre bilaterale, vom accelera ritmul, astfel încât să ne concentrăm pe organizarea ședinței comune a guvernelor, pe o rundă de consultări politice la nivel MAE și pe ediția 5-a reuniunii Platformei de Sprijin pentru Republica Moldova, creată datorită României, Franței, Germaniei, pentru ca următoarea și inclusiv următoarea reuniune la nivel trilateral între Republica Moldova, România și Ucraina. Dorim să intensificăm cooperarea economică bilaterală și planificăm organizarea următoarei reuniuni a Comisiei Interguvernamentale pentru colaborare economică. România rămâne pe primul loc în calitate de partener comercial al Republicii Moldova și este în topul clasamentelor principalilor investitori în Republica Moldova, volumul investițiilor fiind în creștere, de altfel ca și numărul întreprinderilor românești din Republica Moldova. Țin să aduc mulțumiri în mod special în contextul acordului de 100 de milioane de euro și de bursarea primei tranșe pentru proiecte de dezvoltare în Republica Moldova, dezvoltarea transportului școlar în instituțiile de învățământ, dar și satul european, unde lucrările publice de infrastructură destinate creșterii accesului la servicii mai bune de apă, canalizare, de care au beneficiat aproape 100.000 de cetățeni din Republica Moldova. În plan energetic, luna decembrie 2023, țările noastre au semnat memorandumul de înțelegere privind realizarea proiectelor de interconectare de rețelele de gaze naturale și energie electrică. Astfel vom atinge mai ușor obiectivele de a deveni integrați în piața energetică europeană prin intermediul României. Ne bucură enorm de mult progresele în domeniul dezvoltării infrastructurii rutiere și în special a podurilor. 4 poduri, Costești-Stânca, Leova-Bumbăta, Leca-Fălciu, Bărboieni-Răducăneni, urmează să efectuăm studii de fezabilitate, așa încât în cel mai scurt timp să procedem la construcția acestor poduri care vor apropia și vor cimenta relația dintre România și Republica Moldova. Aplicarea din data de 15 aprilie de către autoritățile de frontieră și vamale din Republica Moldova și România, controlului coordonat la punctele de trecere a frontierei Leușeni-Albița pe sensul de intrare în România, iarăși este un element care contribuie la fluidizarea traficului și la confortul cetățenilor din ambele state. Multă discuție în vederea avansării proiectelor de acorduri bilaterale și am decis să promovăm în mod prioritar aceste direcții. Am analizat cu colega mea și situația de securitate din regiune și implicațiile agresiunii ruse
războiului sângeros, injust împotriva Ucrainei. Curând înregistrăm 10 ani de la anexarea ilegală a peninsulei Crimeei de către Federația Rusă. Astfel continuăm să condamnăm ferm agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei, care reprezintă o violare gravă a dreptului internațional și a angajamentelor asumate de Federația Rusă. Victoria Ucrainei este indispensabilă pentru securitatea și stabilitatea din regiunea Mării Negre. Susținerea comunității internaționale nu vine doar în sprijinul Ucrainei, ci în apărarea principiilor și normelor ordinii internaționale bazate pe lege. Am reiterat cu acest prilej sprijinul ferm al Republicii Moldova pentru independența, suverenitatea și integritatea teritorială a Ucrainei. Am menționat inițial că am efectuat un schimb de opinii în ceea ce privește cooperarea multilaterală, Direcția ONU, Consiliul Europei, unde beneficiem de o cooperare strânsă în interes reciproc. În ultimul rând, vreau să mulțumesc Guvernului României pentru bursele acordate studenților noștri și țin să vă împărtășesc că în anul trecut 16 tineri din Republica Moldova au fost șef de promoție în facultățile și universitățile în care învață în România, lucru care ne bucură și îi dorim să revină în Republica Moldova pentru a contribui la schimbarea și la dezvoltarea țărilor. Anul 2024 a început pentru țările noastre productiv. Deja a avut loc un șir de vizite. De fapt, aceasta este prima mea vizită în calitate de ministru de externe, dar este a patra vizită importantă, fiind doamna președintă a fost în ianuarie, domnul președinte al Parlamentului a fost în Marea Mureș, la fel în ianuarie, și predecesorul meu, domnul Popescu, la fel a fost și s-a întâlnit cu dumneavoastră, la fel în ianuarie. Pe 14 februarie este Ziua Națională a Lecturii. Oamenii de cultură din România sunt așteptați în Republica Moldova. Pe 15-18 februarie Republica Moldova va participa cu un stand la Târgul de Turism al României, unde va prezenta ofertele turistice din Republica Moldova. După cum vedeți, continuăm activități bilaterale pentru a valorifica potențialul relațiilor noastre, ținând cont de comunitatea de limbă, istorie și cultură. Încă o dată mulțumesc din inimă României pentru tot acordul, sprijinul acordat Republicii Moldova și contribuția personală a domniei voastre, doamnă ministru, la aprofundarea relațiilor noastre bilaterale. Vă mulțumim! Evenimentul s-a încheiat. Vă mulțumim pentru participare.